scandalagii cu fuci și topoare să mi se scuze când gluma se îngroașă. Aceștia au venit la poliție să dea cu subsemnatul și jură că nu au vrut să facă rău nimănui. Vorbele grele, cum ar fi moartea României și armele albe, sunt doar pentru a impresiona oamenii pe TikTok, spun ei. Chiar și așa n-au scăpat de amendă. Au fost date în total 11 sancțiuni de 16.000 de lei. N-a fost amenințare nici persoană fizică, nici de stat, nici de nimic. A fost o simplă glumă care a făcut copiii ăștia noștri, nepoții ai noștri. Noi am respectat poliția română, respectăm în continuare. Când a venit poliția, a zis gata, stop. Nu ne-am luat cu ei, ne-am opus, nu nimic. Scrie acolo multe șefute care nu e adevărat. Bacă sunt finul lui Nuțu Cămătaru, n-are nicio legătură. Nuțu Cămătaru e nașul meu, strig și atât. Tem doar familie. Da? Nu mergem la război împreună, nu facem alte bani împreună. Au fost identificate mai multe persoane. După intervenția polițiștilor, aceștia au părăsit zona și, de asemenea, mai multe forțe de ordine au rămas în acea locație pentru a se asigura că ordinea și liniștea publică este respectată. La acel moment au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, ulterior au fost aplicate și alte, sancțiuni și vorbim despre un cuantum de 16.000 de lei. În cauză, în urma aparițiilor unor imagini în spațiul public, a fost declanșat tot din oficiu, a fost declanșată cercetare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul de obiecte periculoase. Revoluția! Să vină toți în spate, toți! Lați-vă așa, copii ăștia, rog! Părinții să vă ia de aici! Da. Să vină părinții să ia copii ăștia, că... O să-mi puși ăștia, o să-mi dai oameni. Planurile de interlop din București și-au făcut de cap și-au petrecut cu lăutari și maneliști până dimineață. Și revoluția! Să vină și evenista! Faceți-i puțin loc să marge revoluția română! Moartea României! Au avut și un lider pe care l-au ovaționat minute în șir. Pentru generalul nostru să știe Lucian Muscă! Iau ce spune! Să nu se pună nimeni cu el! Cheful a fost spart însă rapid de mai multe echipaje de poliție din cadrul sectorului 3, echipaje ale Jandarmeriei București, dar și luptători ai Serviciului Acțiuni Speciale. Doi petrecăreți considerați inițiatorii evenimentului au fost amendați pentru tulburarea liniștii publice. Dați-vă, mă faceți mai mare roata asta! Sindicatul Europol a criticat ultima modificare a codului penal care a ușurat activitatea interlopilor ce pot circula fără probleme cu arme albe în portbagaje sau autoturisme. Așa vor arăta de acum petrecerile în societatea românească. Furci, topoare, săbii, cazmale și bâte de baseball sunt ingredientele ultimei petreceri date de jmecherii din București. Este vorba despre Petre Gemaru, încă un lider de interlopi. După noul cod penal, clanurile de interlopi vor fi pedepsite mai blând și pentru fără de legile săvârșite. Și stăm de vorbă chiar acum cu sociologul Vladimir Ionaș. Domnule Ionaș, bună ziua! Seara. V-aș întreba în primul rând dacă v-a amuzat acest clip, pentru că spun protagoniștii ar fi pentru TikTok, pentru a-i amuza pe oameni. Și în al doilea rând vă întreb ce înseamnă pentru societatea românească astfel de imagini și o relaxare a codului penal. Pe mine personal nu m-au amuzat imaginile, ci m-au îngrozit. Din păcate, sunt convins că există foarte mulți oameni care pe rețelele de socializare s-au amuzat. Unii se uită cu apreciere, cu invidie la astfel de imagini. Din păcate, reprezintă o parte destul de importantă din societatea românească, trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Și tot din păcate, clasa politică de ani de zile, când vorbește despre justiție, despre rezolvarea problemelor din justiție, despre legislație, se referă la lucruri care țin mai degrabă de interesul lor, da? De probleme de corupție, de gulerele albe, dar în niciun caz la problemele care țin cu adevărat de interesul cetățeanului și mai exact de siguranța cetățeanului. Aceste pedepse pentru port de armă albă, pentru obiecte contundente cu care poți răni și așa mai departe, ar trebui să fie extrem de mari și drastice pentru a
îi face pe acești oameni să le fie teamă. Din păcate, avem cu totul alte priorități, avem cu totul alte subiecte de discuție. La noi nu se vorbește deloc când vine vorba despre justiție și problemele justiției, nu se vorbește deloc despre principalul rol al justiției și al pedepsei, adică corectarea comportamentului individului. Oamenii intră, inclusiv cei din astfel de clanuri, intră în pușcărie, își spășesc pedeapsa și ies de acolo exact la fel cum au intrat. Dar ce înseamnă pentru respectul față de lege aceste imagini și încrederea în actul de justiție? Pentru că inițial au fost doar două persoane amendate pentru liniștea publică, pentru faptul că a fost deranjată liniștea publică. Vă întreb dacă omul mai poate avea încredere în lege din moment ce este foarte clar că ea este strâmbă și nu poate fi aplicată corect. Oamenii oricum nu au încredere nici în lege și nu au încredere nici în instituțiile care ar trebui să aplice legea. Aici e marea problemă. Românii nu au încredere în aceste instituții, iar cei care au un astfel de comportament nu respectă și nu le este teamă de acele instituții și de uniformă. De aici vine problema. Dacă lor le-ar fi teamă cu adevărat de poliție, de jandarmerie, nu și-ar permite să aibă astfel de manifestări. Din păcate, nu le este teamă, ba din contră, de multe ori și umilesc pe polițiști. Cred că singura parte a poliției de care le este cu adevărat treabă sunt cei de la trupele de intervenție, trupele speciale, dar nu putem să scoatem doar trupele speciale pe stradă. Și acelea cu un cod penal relaxat deja sunt lipsite de orice forță, în adevărat un sens al cuvântului. Să știți că poate nu e corect din punct de vedere politic ceea ce voi spune, dar în general acestor grupuri, interlope, grupuri de oameni certați cu legea, le este mai frică de intervenția în forță, de bătaie pe românești, de faptul că va veni cineva și vor primi amenzi sau mai știu eu ce. Mulțumesc. Tocmai de aceea le e frică de trupele de intervenție specială, de cei de la jandarmerie și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnule Ionaș. Mulțumesc. Vom vedea cum va evolua, pentru că vă reamintesc că abia după ce Antena 3 a difuzat aceste imagini și a cerut răspunsuri, a venit explicația că de fapt ar fi fost o regie pentru un clip de TikTok, deși acolo a fost o petrecere în toată regula.